Salutare, dragi prieteni! Mă numesc Joric și astăzi voi vă prezenta rezultatele mele în ceea ce ține examinarea ființei umane, înainte de pandemie și în timpul pandemiei. Să începem! 1. Cum se roagă oamenii înainte de pandemie și cum se roagă în timpul pandemiei? 2. Ce muzică ascultă oamenii înainte de pandemie și ce muzică ascultă oamenii în timpul pandemiei? 3. Cum se desfășoară lecțiile online înainte de pandemie și cum se desfășoară lecțiile online în timpul pandemiei? Clasa nouă, ia la prindeți camerele și cu voi nu vă văd, a să uit cum arătați. O, și fete frumoșele avem în clasă. Cam atât pe azi, vă aștept în continuare pe canalul meu. Mulțumesc pentru atenție!